După aproape un an și jumătate de invincibilitate, Argeșul Mihăilești a simțit din augustul înfrângerii. E adevărat, în meciurile din campionat. Formația pregătită de fostul internațional Lajos Sădmăreanu a pierdut clar în fața nou promovatei Viitorul Tântava. O altă nou promovată, ASE Singurene, a învins cealaltă formație din Seria Nord, calificată sezonul trecut la turneul pentru stabilirea campioanei, Zmeii Ogrezeni. De altfel, atât Singureni cât și Tântava au un start excelent de sezon, ocupând locurile 3 respectiv 4 în clasament. Lider în Nord este Avântul Florești. Posta campioană este singura din această serie cu un punctaj maxim după 5 runde. Ultima victimă, Petrolul Roata. Scor 2-1 pe terenul acesteia. Și Seria Sud are un lider surpriză cu punctaj maxim. Real Colibaș, învingătoare în weekend în fața celor de la Mihai Viteazul Călugăreni. Scorul etapei s-a înregistrat la Slobozia, acolo unde Voința a fost surclasată de CSM Dunărea. Scor 0-13. Giurgiuvenii au trecut pe locul secund, chiar dacă și Arsenal Malu a învins 4-0 la Hotarele. Diferența se face deocamdată la golaveraj, acolo unde formația lui George Șanțmare are mai multe goluri marcate. Următoarea etapă este programată sâmbătă 10 octombrie de la ora 16. Cele mai interesante dueluri din cele două serii par la prima vedere Arsenal Malu, ASE Prundu, respectiv Argeșul Mihăilești, ASE Singureni.